Vorbim astăzi despre un tânăr portar care a pornit de aici, de la Baia Mare, spre Xela, spre Salina, la CFR Cluj actualmente și cu un pas la Târgu Mureș. Sigur, curtat și de West Ham United, de Middlesbrough și de alte echipe din străinătate. Aș începe cu Iuliu, chiar dacă alături de noi este marele fotbalist din generația de aur, Emil Chemeneș, a FC-ului nostru, așa cum îi spuneam, sau minerul, cum îi spuneam pe vremuri, primul portar al lui Iuliu, un tânăr de perspectivă, am zice, după recenziile din presă. O să vedem ce zice și domnul antrenor, dacă lucrurile stau foarte bine și vor evolua în direcția pe care și-o dorește Iuliu. Iuliu, ești pregătit astăzi pentru un pas mai mare? Numai de mine, dacă pot să fac pasul ăsta mare. Da. Domnul Chemeneș, ați fost primul antrenor al lui Iuliu. Ce ne puteți spune? Da, pot să spun că primii pași în viața de fotbalist i-a făcut alături de mine. Îmi face o deosebită plăcere întotdeauna să mă reîntâlnesc cu el. A fost și va rămâne unul dintre copiii mei de suflet, fiindcă în momentul în care te atașezi de cineva, într-adevăr, toată cariera lui am să-i urmăresc cu mare interes. Mă bucur nespus că a ajuns la un nivel destul de ridicat în fotbalul de performanță și doresc tot binele din lume. Doar atât vreau să readuc aminte. Dacă mai ține minte acea fază memorabilă în care, în prima zi în care a venit la fotbal, în prima zi aici pe terenul 2 am avut un antrenament și foarte supărat deoarece a luat un gol de la mijlocul terenului și a aruncat mânușile, s-a dezbrăcat, gata, nu mai vin, mă las. Uite că mă bucur nespus că a trecut peste acel moment și nu numai că nu s-a lăsat, s-a apucat și mai vânjos de treabă și a ajuns ceea ce a ajuns acum. Din punctul meu de vedere, unul dintre portarii de mare viitor ai țării. Are un parcurs firesc sau are ceva de excepție, Iuliu? Are un parcurs firesc cu momente de excepție. Parcurs firesc, a trecut prin toate etapele de pregătire lucrând cu portari celebri, lucrând specific cu anumiți portari legendari ai fotbalului românesc și de excepție datorită realizărilor personale pe care le are în poartă. Ce îl certifică? Care ar fi cele mai bune calități și poate unde ar trebui să lucreze, să pună o atenție mai mare pe viitor? Certitudine este seriozitatea și dorința asta de a se afirma. Unde spun eu că ar avea încă un pic de lucru este jocul de picioare, care cred că știe și el, e conștient, dar e ceva de moment. Îi recomandați în acest moment să meargă mai departe? Vrea să meargă la CFR Cluj, la Târgu Mureș? Sigur, aici vorbim de centrele acestea de junior, de pregătire. Cine sunt mai bine plasați în ceea ce privește dotările? Nu neapărat ca oraș, ca și poziție geografică ne interesează. Ca și perspective, ca și viitor, bineînțeles că îi recomand să meargă la Târgu Mureș, deoarece acolo se va face un centru regional și acolo se vor strânge cam toate valorile din Ardeal. Deci se va lucra la niște parametri superiori, deci îi peste ceea ce poate oferi momentan CFR Cluj. Este mai greu să răzbești ca și portar? E foarte greu, deoarece orice greșeală ta este uneori capitală. De aia și se muncește, cred că, de 10 ori mai mult decât un jucător de câmp, fiindcă responsabilitățile sunt enorme. Sigur, ca jucător de câmp ai 10 șanse să intri pe teren, nu? Că sunt 10 fără portar. Ca portar ai una singură. E un pic nedrept destinul acesta al portarilor din acest punct de vedere. Într-adevăr, asta e și ales meseria de portar. E ceva foarte frumos, e ceva aparte să fii portar, deoarece ai trebuie să lucrezi cu toți 10 jucătorii din teren.
Avem o pepinieră în ceea ce privește portarii. Noi am avut și poate o să vorbim astăzi cu fostul portar celebru Mia al Băii Mari. Avem noi, cum să zic așa, rezerve și pe viitor în ceea ce privește portarii? Din punctul meu de vedere, da. Deoarece avem șansa ca în județul Maramureș, actualii portari să lucreze într-adevăr cu niște foști jucători și actualmente antrenori foarte, foarte buni, deosebiți. Când spun asta, mă refer la Cuchi Feher, la Pustică Mia, la Ștețca, la Puiușleam și așa mai departe. Dacă ar putea să meargă în străinătate, a fost curtat de echipe mari, Iuliu, ar trebui să facă acest pas. Noi vedem la nivel mare, la prima ligă a țării, sunt foarte mulți jucători care pleacă de la Steaua, să zicem, se pierd în străinătate, adevărat, pe bani mai mulți, dar nu mai prind cupe europene, nu mai prind echipă națională. Adică e un moment, sau când vine acest moment, dacă el se produce pentru un junior? Poate prematur acum să facă pasul ăsta în străinătate. Deci deocamdată îi recomand centrul de excelență de la Târgu Mureș, unde muncind serios, perspectivele sunt foarte, foarte mari pentru a pleca în străinătate. Dar deocamdată eu spun centrul de excelență Târgu Mureș e prima fază în evoluția lui. Vă mulțumesc, să urăm succes lui Iuliu în continuare și să sperăm că după această vacanță, fotbaliștii nu prea au vacanță, da, să ne aducă mult mai multe bucurii. L-am urmărit de foarte mult timp, de vreo 7 ani de zile. Eu zic că este pe drumul cel bun. Și din punctul meu de vedere. Ce o să-i spun lui Iuliu, colegului meu, de când eram mici, îl cunosc de când era pitic, mai pitic. Sper să muncească, să crească un pic în înălțime, să lucreze mai mult pe reflexe, pe chestii, unde știe el că are de lucrat. Și eu am un copil serios, un coleg adevărat, sper să reușească în ceea ce. Trebuie să fii mai tehnic sau cu condiția fizică mai bine pusă la punct ca și portar? Ambele sunt importante în perioada asta. Avem o impresie așa de la televizor că nu prea fug portar, adică... Nu prea fug, dar am nevoie de forță. Am nevoie de forță și rapiditate. Automat, când ai forță, ai și rapiditate. Și prin asta o să câștigi mult. De unde îți vine intuiția? Adică, dom'le, tu aproape sari înainte de a șuta. Se formează în timp acest reflex? A bănui traseul mingii? Poți să și ai acest reflex din naștere. Poți să îl și dobândești pe parcurs. Acest reflex ține de psihic foarte mult. De moralul, mai ales la un portar, trebuie să aibă un moral foarte bun. Și să ai curajul deciziei în momentul în care ai pornit în stânga sau în dreapta. Este tot timpul cea mai bună. Și îți mulțumesc. Asta îi urez și lui Iuliu. Prima decizie e cea mai importantă. Da, știu din prima zi de când s-a prezentat la fostul club al orașului, FC Baia Mare. Era un copil liniștit, ca și acum. Cred că avea mari emoții, mai ales după primul antrenament. În ultima perioadă recunosc că nu am văzut exact evoluțiile, fiindcă a plecat din oraș și am auzit că a avut un parcurs bun la CFR Cluj. Îi doresc mult succes în continuare. Cred că a rămas același băiat muncitor, harnic, care n-a cedat niciodată din punct de vedere sportiv, indiferent de rezultatele echipei, indiferent de evoluțiile lui, ca în orice domeniu, în orice sport. Sunt evoluții bune la joc, sunt evoluții mai puțin bune. Îi prevăd un viitor bun, dacă își va menține în continuare aceeași mobilitate, aceeași pregătire pe care știu că o face, aceeași dăruire de a munci. Sunt multe de spus. Există astăzi șansa să pleci de aici, de la Baia Mare, pe traseul pe care îl urmează Iuliu, de la juniori la Cluj, poate la Târgu Mureș, să ajungi în fotbalul mare, să zicem, în cupele europene, ca jucător român? Bineînțeles că există, însă noi am dorit să plece și să aibă aceste
realizări cu echipa orașului și să încercăm să ținem toți copiii de valoare. O propunere interesantă, da. Gen Iuliu, să reușim să-i ținem în curtea noastră, să zic așa, să ne mândrim noi de evoluțiile lor prin clubul nostru. Bineînțeles, în fotbal, în sport, în orice, este nevoie de șansă, multă muncă și multă ambiție. Bineînțeles, se poate să ajungă foarte departe, indiferent de clubul la care activează, atâta timp cât e serios și muncește. Și Iuliu, având în vedere că are 15 ani jumate, mi se pare un copil foarte talentat și de viitor. Și pe mine, sincer, m-ar bucura să revină la Baia Mare. Am înțeles că acum este la CFR Cluj. Este foarte păcat ca copiii din Baia Mare să plece să joace pentru alte cluburi din alte județe și pe mine m-ar bucura foarte mult să revină la Baia Mare. Are niște calități impresionante la vârsta lui, este un copil de viitor și numai de el va depinde dacă va ajunge sus, dar calitățile care le-am văzut la el îmi dă speranță că pe viitor va fi un portar de mare valoare. Este un copil foarte ambițios, muncește foarte mult, e un copil foarte talentat și eu am crescut foarte mult sportar, Albuț, Bota, Lovas, Pivut, care a fost în lotul național când se găsea României de juniori, Curileac, Dinu Gordan, am fost și eu o galerie impresionantă asta. Chiar. Am fost 4 ani am fost la CFR Cluj, dar eu mă bucur și mi-ar face o deosebită plăcere ca Iuliu să facă parte din copiii ăștia pe care am crescut eu. Eu îi doresc multă baftă. Hei, ce pot să spun? Cu Iuliu a fost ușor să lucrez. În primul rând pentru că a fost talentat. A avut de la darul de la Dumnezeu, talentul care mai puțin îl au. După aceea, calități în plus, foarte multă seriozitate, muncă multă, tenacitate, multe calități care m-au făcut să-mi fie ușor să lucrez cu el și să pot să-l finisez ușor. E greu să formezi un portar? E foarte greu pentru că munca este diferită și mult mai mare față de ceilalți colegi ai lui care fac fotbal, care practică fotbalul. Este un antrenamentele specifice sunt mai dure, antrenamente care nu toată lumea le suportă și le face cu plăcere, pentru că bine, trânteala de pământ, plonjoanele, intrarea și în crampoanele adversarului. Nu este de atâtea exact. Ori în evidență precum exact, un atacant exact, sau un mijlocaș exact. Creativ? Exact, exact. Iar un portar bun care apără bine este cam 60% din echipă în momentele în care apără bine. În momentele în care apără prost, deja și îndoapă echipa. E o criză de portari este în România? Este o criză de portari în România. Vedem în Liga 1 câți portari străini sunt. Și greu să-și găsească steaua, o echipă de Champions League, exact, să-și găsească exact, portari exact. Sau alte echipe? Exact, iar nu se muncește, nu sunt academii de portari cum sunt afară în străinătate, nu se muncește sistemat, se muncește mult după ureche, nu se muncește după noile metode și după condiții noi de antrenament și de pregătire. E important pasul pe care îl face spre Târgu Mureș? Este important pentru că un portar, chiar dacă este de vârsta cum este Iuliu, trebuie să joace. Jocurile îi dau experiență, se lovește de faze noi, de multe faze, de diversitatea fazelor din timpul unui joc de fotbal și atunci un portar trebuie să apere, nu să stea pe banca de rezervă. Ce trebuie unui portar care nu e foarte înalt? Multă mobilitate, rapiditate, anticipație, intuiție, calități care Iuliu zic că le are. Iuliu, am scris despre tine câteva rânduri nu de foarte multă vreme. Te știu de când, cred că tu nu ți-aduci aminte, erai foarte mic și țin minte că ți-am făcut câteva fotografii pe tatami, acel spațiu în care se antrenează karateka. Aș caracteriza activitatea ta în general ca fiind o luptă, indiferent că vorbim despre luptele acelea
de arte marțiale, indiferent că vorbim de luptele de pe terenul de fotbal. Competiția în sine este un mic război, chiar mai mare la un moment dat. Cum te-ai caracterizat tu ca persoană? Știu că ești un om perseverent și luptător. Simți că e drumul tău ceea ce faci? Sau crezi că ai mai putea alege și altceva mai târziu? În momentul ăsta trebuie să mai aleg altceva. Nu mai pot să mai... mă mai întorc din el. Dar mă bucur că... Eu cred că sunt pe un drum cel bun și... Desigur, numai muncind încă... Mai... E 10 ori mai mult decât am muncit până acum. Deci mai este de lucru. Foarte mult. Ce-ți dorești în viitor apropiat? Să... În viitor apropiat îmi doresc să cresc în valoare, să fiecare meci să fie, să rog din ce în ce mai bine, la antrenament iar, din nou, și poate un transfer la ASEA ar fi cea mai bine. Unde? Pentru mine. La ASEA Târgu Mureș. La ASEA Târgu Mureș. Nu ar fi mai bine. Se vorbește, foștii tăi colaboratori, antrenori, oameni cu care ai lucrat, că și-ar dori, chiar Cosmin, colegul nostru din presă, și-ar dori să te întorci să fii la Baia Mare. Da, acasă e tot timpul mai bine, dar în momentul ăsta, din păcate, Maramureșul, Baia Mare nu are o echipă mare care să aducă junior sau fotbalist în fotbalul mare din România sau în lume. Unde te vezi peste 10 ani? 10 ani sau 25 de ani, sper, ori în străinitate, dacă nu, la Steaua. La West Ham, să zicem? Sau la cei care te-au monitorizat în... Cred că cel puțin de un an de zile. La Real Madrid, da. Bun, să zicem, până la... Și de acolo la Real Madrid nu e chiar așa o distanță. O chestie cu avionul nu e mare, mare lucru. Dar un jucător preferat? Ai un idol? Toată lumea are, de obicei? Mă aseamă cu el. Amândoi nu avem o înălțime impresionantă, dar completăm cu reflexe, rapiditate și poate multă muncă. O echipă preferată acum de la campionatul mondial? Spania a plecat, din păcate, și Franța a plecat, nu am multe față. Nu, Brazilia, Argentina, toată lumea e nebunită după mingicari. Tu fii important, probabil. Germania, că țin cu europeni. Noi, îmi place. Yeah. Da. Îți mulțumesc, îți doresc un parcurs cât mai bun și să nu te lași. Asta e mesajul cel mai important. Mulțumesc foarte. Suntem acasă la celebrul portar Mia, al FC-ului de altă dată, mare gloria fotbalului românesc, nu doar Băi Mărean. Vă mulțumim pentru găzduire și că ați acceptat să vorbim de un alt portar pe care sperăm să-l vedem în etape superioare ale fotbalului și de ce nu să aducă performanță așa cum aduceați dumneavoastră odinioară. Nu de multă vreme ne-am întors de la stadionul Băi Mărean, acolo unde dumneavoastră ridicați tribunele în picioare de atâtea ori în competiții naționale sau internaționale. L-ați antrenat pe Iuliu o perioadă, el și-a urmat pe urmă cursul, a trecut de la mai multe echipe de junior din Baia Mare spre CFR Cluj și probabil spre Târgu Mureș și de ce nu poate mai departe. Cum îl vedeți acum? Ce îl certifica pentru acest traseu promițător? În primele faze, când am început cu el, era cam la vârsta de 8 anișori. Era mai sfios, mai timid. Când îi spuneam, Iuliu, ridică capul mai sus, uite-te în ochii mei. Știu că vrei să te concentrezi în sensul cel bun de a prinde mingele, dar trebuie să colaborăm și să fim cât mai relaxați, să munca noastră pe care o ducem. Și cu timpul, o lună, două, trei, șapte, nouă luni, până ce am început și asta, deja am început să prinde și el curaj. Știindu-mă că poate să progreseze în antrenamente, el și-a dat toată silința. Domnul Roșianu, care este un om foarte stimat de toată țara, cum s-ar spune, tot venea și mă încuraja. Costi, fă așa, fă așa. Domnul Roșianu, o să vedeți că o să progreseze de la lună la lună. Și așa și fost. Și acum când m-am întâlnit cu el afară, parcă nu venea să cred, așa de mult a crescut și așa de bine s-a subțiat. Când era mai micuț, avea un pic de burtică și spunea, Iuliu, ai grijă cu regimul, tăticule, ai grijă că pe urmă o să ai probleme, fă abdomene. Și el a ascultat de sfatul meu
și a lucrat în ascuns, cum se spune, foarte mult. Și asta se și văd performanțele pe care și le-a făcut singur, cum se spune, în munca invizibilă din afara stadionului. Eu îl stimez acum pentru munca și pentru dăruirea lui pe care și-a făcut-o cu, prin performanța mea, prin punerea mea, cum se spune, ABC-ul, și a reușit să ajungă totuși pe cotele cele mai înalte. Îi doresc ca în continuare să aibă multă sănătate și să aibă grijă la accidentări, pentru că astea sunt inevitabile, dar să progreseze prin străduință, prin performanță multă, să urmărească și alți sportani și la televizor se poate vedea așa ceva. Există o atenție pentru antrenamentul portarilor sau ei sunt lăsați undeva la marginea terenului? Lasă mai aruncă niște mingi acolo și ne ocupăm noi că ne place fotbalul ăsta, mingicarii, ne place atacul, ne place golul și portarii sunt un pic mai nepregătiți. Vedem că e criză de portar. Dacă luăm echipele mari de top ale României, care joacă în cupele europene, Steaua și celelalte echipe, e greu. Vedem cât de greu își aduce Steaua un portar. Adică adevăr că nu sunt tineri sau nu avem potențial sau nu avem antrenori. Se poate și asta, cum spuneți, antrenori. Pentru că antrenorul trebuie să aibă un ochi foarte format și trebuie să lucreze cel puțin 3 luni de zile ca să poată să își dea seama de performanța unui portar, dacă poate să ajungă divizia A, C, B sau A. Ceea ce în țara noastră s-au cam lăsat pe tânjeală, cum se spune. De aceea se și aduc foarte mulți portari de dincolo, lucrând și cu ei, cine știe la ce domeniu și la ce performanță să ajungă, deja încep să clacheze câte unii. Pentru că acolo în poartă se vede totul, orice greșeală. Dacă scapi mingea în aut, s-ar putea să nu conteze, aproape sigur. Da. Dacă scapi mingea în poartă, deja e mai complicat. Da, da. Greșelile la jucători, nu preia ca lumea, nu scapă cu portarul, dă pe lângă, dă în portar și astea nu se văd chiar așa de bine. Dar portarul, dacă strigă eu și vine și ia fața, sau o scapă printre picioare sau ia gol între el și bară, atunci ai mare problemă. E mai greu să încerci să fii portar mare, așa cum vrea Iuliu să fie, față de cum erați dumneavoastră? Nu, pentru că și eu am fost de statură tot așa cam de el. A, chiar i s-a recomandat să mai crească un pic dacă ar putea. Dacă ar putea, un 5 cm, 7 cm, cam așa, pentru că și eu am avut în divizia, am avut 1,76 am avut. Și n-a fost problemă, pentru că am lucrat foarte mult pentru gambe, abdomenul am avut super, eram cel mai tare din divizia, mobilitatea iar eram foarte bine pus la punct. Asta nu e problemă, nu. Poate ca să... Într-adevăr că sunt vârfurile acum cam înalte, cum se spune, dar dacă are 2 fundași centrali și stau cu ele, și el trebuie ca să vină din spate cu 3-4 metri să bată și atunci, dacă în cazul că nu poate să prindă mingea, poate să dea cu pumnul. N-ar fi o problemă cine știe ce. E importantă condiția fizică sau reflexul, talentul, intuiția? Toate se leagă. Toate se leagă. Și priză, și detente, și reacție, și să fie ca și lobonț, cum se spunea, pisica. Exact. Pregătirile și astea, eu m-am întâlnit cu el cam acum vreo 7-8 ani în urmă și atunci aveam cam 38 de ani, pentru că aveam 39 de ani deja și am făcut pariu cu el să stăm pe centru porții și să plecăm fără să punem picioarele și să ajungem să împingem de pe centru până la o bară și la cealaltă. Asta faptul înseamnă că am muncit foarte mult. Ce-i trebuie unui tânăr cum este Iuliu astăzi să lucreze, să lucreze etapizat la tehnică, la rapiditate, la condiția fixă sau trebuie toate în același timp? Pentru el trebuie să lucre pentru reacție, pentru detentă. Astea sunt exploziile portarului, trebuie să plece, să împingă. Asta e foarte mult. Și plecatul, și statul în poartă, trebuie să știe în funcție de fiecare fază unde se găsește mingea, pe care parte. Și atunci el poate să anticipeze foarte mult, trebuie să
cum se spune, harul ăsta pe care îl are el deja, eu l-am observat de mic. Pentru că munca pe care o faci cu un portar, trebuie să ai și un pic de har de sus. Dăruința lui și voința lui, ceea ce l-am simțit prin priviri și prin anticipările lui de a pleca stânga-dreapta, tu poți să corectezi la început, dar asta se face ABC-ul, cum se face în clasa 1-a, normal. Ce faci atunci dacă, prin curaj, să spunem, la tinerețe, clachezi? Să zicem că ieși de câteva ori în câteva meciuri și nu-ți ies. Dacă se sperie și nu mai are acel curaj, pentru că aici vorbim și cu alți colaboratori al lui Iuliu, chiar cu portari, îmi spuneau că e important curajul. Dacă îl pierzi între timp, pentru că am auzit exemple de viitoare talente, adică speranțe, care s-au pierdut, poate și din acest punct de vedere, nu știu cât avem noi la echipe oameni care lucrează psihologic cu jucătorii, poate ei se pierd pe teren fizic și pentru că undeva mentalul lor s-a blocat. Încrederea asta se poate lua prin multe meciuri jucate și prin încrederea jucătorilor din jurul lui. Atmosfera din timpul meciului îl ridică pe curb cel mai înalt pentru că el o să prindă încredere. Încurajându-l ceilalți jucători din fața lui, mai ales cei patru fundași și ceilalți doi mijlocași, poate să-i dea încredere. N-ai nimic, haide, hai că poți, hai că poți. Pentru că un portar poate să scoată într-un meci 7-8 goluri și să poate cumva să greșească, fără ca să vrea, fără voie. Așa cum portarul poate să-și încurajeze, jucătorii, colegii din fața lui. Da. Și trăirea lui în poartă acolo contează foarte mult pentru că el trebuie să dirigeze în primul rând. Din spate se vede totul și pentru că portarul nu face așa de mult efort fizic, dar el la un meci poate să fie dărâmat psihic până la culmele cele mai înalte. Trăiește fiecare fază și fundașii și mijlocașii și vârful tot. Ce aș putea să vă mai spun? Acum în sezonul ăsta cu fotbalul ăsta care a evoluat foarte mult, contează foarte mult să știi să dai cu ambele picioare. Pe vremea mea nu era așa. Puteai să prindi mingea în careu, să o plimbi, să o duci, asta, dar la el trebuie să aibă jocul de picioare foarte bun. Se poate să îl prindă pe piciorul de care nu știe. Spune dacă este stângaș și dat pe dreapta. Contează foarte, foarte mult. Să nu se blocheze, să poată să nu poate să piardă în timpul meciului. Dar asta se poate tot prin gândirea lui și prin comportamentul lui în fiecare meci, cum ia meciul. Pentru că el trebuie să plece motivat de la început, înainte de meci, cam cu vreo jumătate de oră, trebuie să se gândească, eu astăzi nu iau gol. Închid poarta. Cum spunea mie, că închizi poarta și iei cheia și o înghiți. Dacă pleacă cu temperamentul ăsta și cu gândirea asta, imposibil să nu ia. Poate din întâmplare să ia un gol, dar ceilalți jucători, dacă ajută și dă un gol, două, trei, atunci treburile sunt foarte bune. Aproape cu emoție, cu siguranță, aproape cu lacrimi, Iuliu primește aceste sfaturi document, le putem spune din punct de vedere jurnalistic, de la dumneavoastră, cel mai mare portar pe care l-a avut Baia Mare și tare mă tem că noi n-apucăm. Poate ne înșală previziunile Iuliu și apucăm să vedem un alt mare portar la Baia Mare. De ce nu? Că mulți colaboratori ai săi spuneau că și-ar dori la un moment dat să se întoarcă aici în iarba verde de acasă și să ne reprezinte așa cum o făceați dumneavoastră. M-au trecut emoțiile, n-am fost de foarte mulți ani la stadion și mi-aduceam aminte cum erau stadioanele pline, erau foarte, foarte mici când am prins ultimele meciuri mari ale FC-ului, dar și acum lumea și la antrenamentul de astăzi vă pomenește ca și un jucător și un portar reprezentativ. Vă mulțumim tare mult! Mulțumim și eu! Și să auzim de bine și de dumneavoastră și Iuliu, de Iuliu. Să aibă baftă multă și să aibă încredere în el. Tot timpul să plece cu dăruirea și voința lui pe care a luat-o de la mine și prin insuflarea mea. Iuliu, n-are nimic, hai că poți, tot timpul. Și el era deja după vreo 2-3 luni de zile, deja a început să se uite în ochii mei cu încredere. Înseamnă că eu, prin inima mea, prin sufletul meu, am dat seama că am început să-l câștig
prin privirea lui către mine și prin dorirea lui de a face totul. Tot timpul îl întrebam, Iuliu, mai puteam să mai stăm după o oră și jumătate? Da, ne-a costit. Și mai făceam încă o jumătate de oră cel mult.